Pe lângă criza refugiaților, autoritățile de la Ankara trebuie să facă față și valului de atentate teroriste care au lovit țara. Cum a reușit guvernul turc să rezolve problema Partidului Muncitorilor din Kurdistan, principala amenințare la adresa securității? Încercăm să aflăm de la Gabriel Danci, cercetător în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Acesta i-a acordat un interviu colegului meu, Tiberiu Sas. Vă invit să-l urmărim. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Discutăm astăzi despre Turcia, o țară greu încercată din cauza crizei imigranților. O altă problemă apărută mai nou este un atentat pe care l-a revendicat o aripă a Partidului Muncitoresc din Kurdistan. Discutăm mai pe larg despre ceea ce se întâmplă, dacă serviciile secrete de aici fac față sau nu fac față situației cu atâtea probleme pe cap, cu Gabriel Danci, cercetător la Departamentul de Studii Internaționale din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună ziua, domnule Danci! Spuneți-mi, vă rog, cum vedeți ceea ce se întâmplă în Turcia în aceste zile? Pe de o parte, președintele face declarații usturătoare la adresa Uniunii Europene, pe de altă parte, premierul negociază la Bruxelles. Pe de altă parte, în țară au avut loc atentate și de această dată nu sunt cei de la ISIS care și-au revendicat atentatele, ci o aripă a partidului PKK. Ce credeți că e în haosul acesta general în Turcia? Pe de o parte, dacă ar fi să vorbim despre politica pe care o adoptă președintele Erdogan, putem să spunem că transpune ce au reușit să facă în plan domestic în politica externă a Turciei. În primul rând ar fi de amintit faptul că a reușit să-și creeze o imagine în care dacă altcineva ar ajunge la putere sau să gestioneze crizele existente din Turcia, Turcia ar cădea într-un haos general. Păi nu este momentul de față, are probleme cu imigranții, cu criza de acolo, mai are grijă ISIS-ului, acum mai vin și domnii ăștia de la Partidul Muncitoresc Curd și creează tot felul de probleme. Dacă e să ne raportăm demografic, atunci la alegerile pe care le-au câștigat acum cu cel puțin jumătate din voturi, asta înseamnă undeva aproximativ 30-40 de milioane de votanți. Aș spune că nu, dimpotrivă, societatea crede în soluțiile pe care administrația lui Erdogan le propune și le susține. Erdogan are o viziune sau apelează la valori naționaliste, valori tradiționale și se întruchipează într-un lider care are doar el soluția. Dacă e să vorbim despre backchannel-ul pe care îl face prim-ministru acolo, e exact același lucru pe care îl face în toate planurile Turcia în general, în politica externă. Are o declarație oficială și are un plan foarte pragmatic, mercantil, ca să-și transpună interesele. Nu joacă cumva pe două fronturi Turcia, pentru că citesc aici un comunicat, o bucățică dintr-un comunicat al celor de la Șoimi Liberi, care spun așa: atacul reprezintă o acțiune de răzbunare față de operațiunile turce în domeniul securității din sud-estul Turciei, declanșate în iulie. Deci e o răzbunare. Va reuși Turcia să mențină sub echilibru situația tensionată cu curzii? Din punctul meu de vedere, Turcia până acum a avut un singur inamic. Până în timpul războiului rece a fost vorba de Uniunea Sovietică. Momentan, Turcia își caută să se reașeze în plan geopolitic, pentru că e nevoie de așa ceva. Exact cum ați menționat și dumneavoastră, odată ar fi amenințare din Siria, odată ar fi instabilitate din Caucaz și pe cealaltă parte în plan energetic. Dacă îi să amintim despre aripa militară a curzilor, aș putea să spun că specialiștii în securitate din Turcia consideră că Șoimi Liberi din Kurdistan aparțin de PKK. În sine, Consiliul care conduce PKK-ul
refuză acest lucru. Deși atentatele sunt înfăptuite în numele liderului PKK, această aripă s-a desprins din PKK în 2004, odată ce pacea pe care au reușit-o să o facă administrația lui Erdogan și între liderul său Forțele internaționale consideră că atât PKK-ul cât și Șoimi Liberi sunt formațiuni teroriste. Domnii ăștia de la Șoimi Liberi amenință în continuare cu noi atentate. Credeți că serviciile secrete din Turcia au știut sau nu au știut, sau de ce n-au oprit, dacă se putea opri, un astfel de atac? Pentru că aici vorbim de ca o capitală multiculturală și o țară puternic turistică. Și atunci acești domni, chiar dacă nu vor să includă cetățenii simpli sau turiștii, totuși există victime colaterale și lovesc nu doar în Turcia, automat lovesc și în alte țări, da? Când există morți din tot felul de țări. Credeți că serviciile secrete vor ști să țină sub control aceste atentate? Într-adevăr, unul dintre obiective este ca să atingă și în economia Turciei, în special în instabilitatea lirei. Pe de altă parte, obiectivul declarat al PKK a fost că nu vor lovi doar obiective militare. Ce s-a întâmplat în ultimele două atentate din Ankara, în special, în primul din februarie a fost atacat într-adevăr un mijloc de transport în comun care transporta militari, dar și civili, iar de această dată, ultimul din martie, a vizat doar civili. Acum, sunt mai multe scenarii posibile aici. Putem presupune fie că operatorul respectiv, fată de 24 de ani care a înfăptuit atacul, nu a avut oportunitatea să abordeze fie o țintă militară, fie a fost o confuzie la mijloc, fie strategia în sine s-a modificat. Din surse deschise nu putem să apreciem deocamdată lucrul acesta. Mai degrabă trebuie să vedem care vor fi abordarea lor pe viitor. V-aș aduce un pic mai aproape de Uniunea Europeană. Ce se întâmplă zilele acestea la Bruxelles? E un lucru foarte interesant între Turcia și negocierile duse cu Uniunea Europeană. Cum vedeți declarația președintelui Erdogan referitoare la Europa și la faptul că dansează într-un câmp minat? Susține președintele, citez, direct sau indirect, grupările teroriste sunt susținute de Europa. Credeți că sunt sănătoase astfel de afirmații sau ce a vrut să însemne mișcarea asta, în timp ce premierul negociază cu Uniunea Europeană criza imigrației și poate chiar ușor, ușor aderarea, nu, a Turciei la Uniunea Europeană? Clar, obiectivele Turciei sunt clare, în special deschiderea punctelor de negociare pentru intrarea și aderarea în Uniunea Europeană. Dar, dincolo de asta, Erdogan poate fi acuzat de retorică aproape tot timpul în declarațiile sale. Mai degrabă, ce ar trebui să preocupe în general Europa este necesitatea unei politici externe. Dacă în momentul de față liderii, elita politică a Europei încearcă să creeze o marcă de graniță medievală la flancul estic, atunci, într-adevăr, este o politică destinată eșecului. Dacă, dimpotrivă, este primul pas spre a deschide niște relații normale cu Turcia pentru în vederea aderării, atunci, într-adevăr, este un prim pas bun. În funcție de necesitățile securitare ale Europei, de fapt, să nu mă înțelegeți greșit, eu sunt un adept al extinderii Uniunii Europene și de a implicarea vechii hărți politice a Europei, nu doar a Europei geografice. Turcia este un actor esențial. Dar Turcia nu este pregătită momentan pentru aderare la Uniunea Europeană și Turcia, singurul actor avantajat din acest punct de vedere în aceste negocieri, este Turcia și slăbiciunea momentană a liderilor Europei. În special cu Brexitul și amenințarea care stă, un alt front pe care se poate deschide ar fi Libia.
Practic, se înmânează cheile Europei Turciei. Dacă se mizează pe faptul că autoritățile turcești nu respectă strict drepturile omului, atunci avem o problemă gravă în ce privește rezolvarea acestui conflict. Domnule Danci, eu vă mulțumesc frumos pentru analiza pe care ne-ați făcut-o. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!